Bravo, hărnicu sărătă ta. Ce faci acolo, mama? Mușdei. Bravo. O să mănânci și tu mușdei? Da. Dar pișcă. 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 Isa e mică. Mai pui un pic? Da. Nu mai pui un pic. Ajunge inima ta. Gata, că nu-i băta și nu-i băta. Da, bravo. Hai, nu-i nimic, hai, inima. Lasă că ștergi, mamă. Încep vlogul ăsta înainte cu o zi să plec în România de la barajul Vidraru. Facem frumos o rață. Bine venit. La vino aici un pic. Ai trei variante. Cine a făcut? Izuka, eu sau tine? Că tu ești totul meu, totul meu, totul meu. Și ăsta nu știu cine grițul l-a luat. Și ăsta așa. Unde e ăsta? Unde e ăsta? Ăsta o vrut să-l bage în frigider și l-a băgat în gât. Izuka, cine? Eu nu. Dar cine, mama? Mama te-a făcut? Da. Haideți. De ce, Mișu? Cât ai făcut? Vezi de la picat cine venea. Tu ai făcut, nu eu. Tu ai făcut, nu eu. Tu ai făcut, de ce ai făcut? Trebuie să ștergi. Tu ai făcut, mama. Trebuie să ștergi. Tu ai făcut. Tu ai făcut. Tu ai făcut. Tu ai făcut. Dar ce-o făcut, mamă? Dar ce-o scurcat pe jos? Nu, nu l-o făcut. Asta, asta. Aruncați scurpele alea. Nu se fac, nu se zice de aia. Vai, ce-o făcut de mine. Păi 5 oameni repară după unul de la bun. Dar cine v-a pus că eu strângeam să nu mai intru. Da, tu ai numai sub unghi aici. Da, sub unghi. Da, lasă că s-a dus. Da, hai, la ciorapite. Ui, ciorapite. Ui, cine te ajută, vezi? Dacă de ce pe aici? De bani, doamne, pe el a spălat. Nu te ștergi. Zi! Ce? Ai schimbat la comis? Eu. Deci el e Toma și ea a primit întrebarea. Boss! Hai, hai! Chiar nu știu. Să nu mai petreacă așa de mult. Și să nu mai asculte muzică de bătrâni. Asta n-ai cum. Ce o să zic? Să nu mai asculti muzică de bătrâni. Dar fii sincer, zici ce ai schimbat la mine. Să nu mai asculti muzică de bătrâni. Și tu? Să nu mai petreci așa de mult. N-ai schimbat nimic. Nimic. Dar cum o zice tu să nu mai petreacă? Sunt foarte sincer, nimic. Eu n-am treabă să petreacă, dar să nu facă prostii. Dar ce prostii face? Să pleci la discotecă singur, la o care sunt la preferată al Denii. Tu ai las prostii? Al Denii negru. Da, invers, întoarce. Întoarce. Păi jura, da. Haideți voi doi. Culoarea preferată al Denii, deci negru. Care mâncarea e preferată? Mâncarea e preferată? Păi sunt mai multe, dar așa care îmi vine prima în minte, pâine tost cu brânză și cu vegeta. Nu e aia, cartofi prăjiți cu ochiuri. Una din ele. Nu mai e cartofi prăjiți cu ochiuri. Lase sau cantarină? Atâta, așa lase. Aveam eu. Cola. Bravo, Lau. Cum? Cola sau cantarină? Cola. Șlap sau Adidas? Adidas. Rochie lungă sau rochie scurtă? Rochie lungă. Nu, hai, Deni, punem tu mie acum, hai. Cui? Păi au plecat, mă. Aici, dădână. Hai, o să te întreb. Da, mă. Tu ce ai schimbat la Andreea? Nimic. Mamă, tu! Ui, că ești o interesează. Și-o pus copilul pe șor. Aici, nana mea. Și-o pus copilul pe șor și se duce. Ai pus copilul pe țâț, ai pus. Aici. Hai să auzi. Aici. Ăsta e cumnatul meu. Frate, să-l luat Deni. Tu ce ai schimbat la mine? Nimic. Dar zi, cum mi-ai zis când ai fost mic, mă? Lau, de ce ești? Nu știu. Când era mic, la un moment dat s-a uitat el așa la mine. No, nu am băgat eu de seamă, de ce? Nu știu. Și zice, se uită așa și zice, mă, Lau, de ce ești mă loc? Și el și el ăla al doru său. No, hai, bă, acum să-l întrebăm pe Andrei, mă. Bă, Andrei, tu... Ce mâncare preferi? Sarmale. Sarmale, bun. Îți plac sarmalele? Încă. Dar zacusca îți place? Da. Pepsi? Da? Pepsi? Nu. No. Nu-ți place Pepsi? Cola. Dar ce? Din, cola sau Pepsi? Cola. Cola, bun. Dulce sau sărat? Sărat. Sărat, bun, sărat.
Gagicile care? Blonde sau brunete? Niciuna. Mai gândește-te și dă un răspuns corect că te tăvălesc. Blonde sau brunete? Da, niciuna! Bă, care îți plac, mă, alea blonde sau alea brunete? Alea blonde! Blonde? Nimic. Ia pune acolo. Tu, Ludo, ce schimbă la mine? Stai așa. Comportamentul. Nervii. Comportamentul, explică. Explică. Vocabularul. Așa, e sincer, mă, la asta să se face simte, mă. Te enervezi prea repede, că poate dacă nu te-ai enervat așa repede, nu ne-am certat atât de des. Nu. Dar să se face simte. La fizic sau așa, nimica. E frumos la uneți? Da. Bun. Nu ai. Păi ce el ți-a zis? Ce-ți mi-a zis? Ce-ți zis nimic? Nu stai. Ce-ai schimbat la Denisa? Ce-ai schimbat la Denisa? Da. Tot așa. Nervii ăia. Spurcăciunii aia din ea. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu. Numai tu de cât era să o bați. Confirm. Era să o bați, bă. Era să ne omorâm. Când eram mici, am dat cu ușa de la dulap în cap. Și cu ăla de călcat de rufe. Nervii ăia, nu. Așa era stil. Să dai zoom pe ăla, te rog, că îmi fac. Nu are parte. Ia-i cum a făcut. Lavi, tu ce ai schimbat la Dudu? Da, da. El-i Dudu. Acum încerc. Da. Sincer, nu mai certăm, niciun gândit, dar nu mă gândesc. Îl iubesc așa. Așa. Tu ce ai schimbat la Lavi? Nimic. Nimic, bravo. Cine vine la masă? Imediat. Cum ți-am zis? Grața era. O secundă, eu scoteam mai repede. Eu trebuie să mă duc, mami, eu trebuie să plec un pic. Știi pe unde mă duc eu? Unde? În România. Noi, ce să zici? Da. Păi eu nu vin. Ați gătat? Dar mai avem un pic și mai vin și apoi vin și tu. Să-mi zici dacă te doare. Bine? Pupam. Așa e, pupa, tu ai zăbălit camera, hai aici. Oh, oh, miau, miau, wow, wow. Mama. Cinci, vrei? Da. Da, bine. Hai. Acum vrei? Da. Să fii cu minte, da? Da. Să ascult pe mami. Da. Uite-ți. Mami așa. Mami așa. Nia, papa, sunt de la... Păi, păi, trebuie să mă duc eu. Sunt de la... Mă duc, sunt de la... Nu... Sunt cea-știa. Îți cumperi capia? Da. Au ce știi asta? Nu mare, mare. Ne vedem. Tu vinzi bani, nu trebuie asta? Cred că nu mă duci. Nu știu. Nu mai duci așa. Prindem și așa ceva. Pa! Pa! Vai, mă, ne vedem poimule. Ciao. Fac un duș că nu de mult m-am trezit și de-aia am părul ăsta nebun și revin. Gata, oameni buni, mă duc să-l iau pe Dudu. Dudu-i finul meu care mi-a lăsat mașina. Câte zile am stat aici? Da, să vedeți ce mașină mi-a lăsat. Pe mâna mea. Pe mâna mea, Petru, te gândești, mă, că eu am carne roșu. Ia uitați. Ia uitați. Finul meu. Până se întrezește un pic motorul, vă explic cam ce mai facem. E ora 11:23, intru repede până la bancă să văd dacă pot să scot, adică să scot cât mai mult cât pot, că n-ai voie, numai 1000 sau 500 de euro pe zi, cred că 1000. Și dacă e cineva acolo rapid să întreb dacă pot să închid cardul din România. I-am mai întrebat odată și au zis că nu știe și că nu și pe cine să știe, eu sau tu. Bun, și în caz că nu merge, Deni mai stă încă 2 zile cu Isuca. O să o pun pe Deni să scrie o scrisoare și să o trimite ca și cum eu am trimis-o, ca să-mi închide contul. Să vedem, merge? Dacă nu, va trebui să mai viu încă o dată să-mi închid contul cândva. Nu mă mai duc. Nu mă mai duc, nu mai am timp. E 11:24. Până ajung la col să-l iau pe Dudu.
12 aproape și eu la 12 și ceva să pornesc, că la 1:30 sunt în porțile. Nu mă duc. Numai să văd dacă mă duc. Acum nu știu unde trebuie să-l iau, de unde trebuie să-l iau pe Dudu, mi-a trimis locația. Dacă e în drum, intru repede, scot banii. E prin drum, e prin drum, intru să-mi scot banii. M-a lăsat să scot 1000. Mai mult nu mă lasă. Să le întreb pe femeile alea, n-am mai stat că vorbeau numai ureli. Să vă faceți ideea ce a întrebat femeia aia, să vedeți ce cap au ăștia. Nu pot să scot, de exemplu, 53,50 € de la bancomat? Normal că nu merge. El e Dodo. Are căscuță. Are căscuță. Are căscuță. De când ne știm noi? Noi doi? Da. Eu știu de când ne știm că deja am socotit. Deci, socotește să vezi că nu-ți vine să trezi câți ani azi. Păi din clasa 5-a, câți ani ai în clasa 5-a? Nu știu. Păi la 5-a deja ne știam bine, adică eram într-o clasă. Când la 4-a s-au unit clasele noastre. La 5-a s-au unit? Nu, când am terminat la 4-a, la 5-a. Păi și înainte, ne știam de acolo, de la bloc. Ia, ne știam așa și de la Piștea. Păi la Piștea a fost când eram în clasa 2-a, cred că. Eu n-am chiar în a doua, vin cam la doua, cred că ai 3-a. 8 ani. Da, deci de vreo 20 de ani ești. 22 de ani. 20, mă. 22, mă. Cum 22? Dacă de la 8 ani, doar 30 de ani. De n-ai 30 încă. Păi 21 și jumate, scuze-mă, da. De peste 20 de ani, mă, ești nebun la cap. O încep să mă sunt bătrân. Oricum schimb prefixul și să vezi-o pe aia. Nu, eu zic să facă tortul tot. Cu 20 zic să facă tortul. Cu 19. Cu 20. Nu, cu 19. Schimb prefixul, dar schimb în jos. Dar nu ne plângem că, vai doamne, că bătrân, da. Trece ani, mă. Cam prin clasa a 5-a mi-a dat un picior în cur, m-a bătut practic. Că te-ai ridicat la... Mi-a dat un picior în cur de m-a ridicat în aer. Dar ți-am promis că-ți dau eu. Și de atunci, de 20 și ceva de ani, încă nu m-ai bătut. Încă nu te-ai răzbunat. I-am dat un picior în cur așa, m-am morcovit, de la n-ai văzut. Și suntem tovarăși de atâta timp. Nu cred că ne-am certat în vreodată rău, adică nici așa. Păi, chiar nu. Adică nici așa, iure nu ne-am certat. Nu. Sau? Nu. Când ai să te certi? Și de ce în primul rând? Ne-am mai certat de fapt așa la FIFA. Ți-am aruncat manetă de alea, nu. Dar așa da, pe... Da, ceartă. Ceartă, nu cred că ne-am certat vreodată. Și între timp ai devenit și nașul meu. Între timp am devenit și nașul lui. Nașul, băgătaș. Și după Liam, eu 100% că pe mine mă iubește. Lavi, tante Ancuța, vă rog frumos că vă băgați. Vezi că-ți dau așa raport la video. Cine? Familia. Am fost într-o clasă în generală. Ai fost și la Petrol, așa-i? Yeah. După aia am fost și în aceeași școală, în același liceu, dar nu în aceeași clasă. Că el era sus, acolo aia deștept, eu eram la aia proști, că erau două, care sunt imediat știți. După aia eu m-am dus în drumul meu în Proștia și s-a dus la Rot. Dar eram tot ziua la bloc, că suntem pe aceeași stradă. Prima dată a fost la Roșie, după aia... Ah, pardon, ai fost la Roșie, după aia te duci la Petrol. Aici am luat drumul Clujului. Ia, tu te-ai dus în Cluj, eu în Germania, după aia vin tu în Germania, eu m-am dus acasă, a rămas acum, cât vezi tu. Nu s-au nimerit să stă așa, chiar mai mult. Păi s-au nimerit copilăria aia, cu discoteci, cu aia, faină. A, ceva nu, după ce crești, după aia Aia, dar totuși suntem bine noi, adică văd la alții, suntem bine, sunt alții mai bine decât noi, dar suntem bine și noi, adică... Nu e rău, nu ne plângem. Încă așa o mână de tovarăș mai suntem și... E bine. Și dacă nu v-ați prins, e normal că e finul meu și tovarășul meu, el e și băiat de la Smart Gate Deutschland. Unul din băieții de la Smart Gate Deutschland. Chiar o să fac o livrare personală în Nuremberg. Oare să-i zic numele? Îi zic numai Toma. La Toma, da, la domnul Toma. La domnul Toma. Care nu știe că mă duc. Nu știe? Nu știe tare. Și îi face... I-am zis ieri că îi l-am trimis, l-am pățit. Da? Știam că vin să te duc pe tine la Nuremberg. Mi-a zis, băi, unul ți-l-am trimis. Da, bun, perfect. Și azi mă duc și tu personal. E și o cheie mai specială pe care am făcut-o acum, în ultimul timp. Era aia... Briceagul ăla fain pentru cheile turnate, știi? Ah. E un...
Opel din 2003, cred. Deci, orice fel de chei aveți, se pot face chei smart care vreți, care nu e reclamă, că doar nu îmi dă bani ca să zic chestia asta. Așa, informativ. El îmi dă bani să lasă zică de chei. Da. Dacă nu, uit, o să vă las și în descriere Facebook-ului număr de telefon real, voi am voi, cum funcționează politica. Dar îl puteți găsi pe Facebook Smart Key Deutschland, pe TikTok tot așa, și pe Insta, da, peste tot, deci așa. Peste tot, același nume, aceeași poză de profil. Da, cu emblema de la Smart Key, care ați văzut-o pe tine. Aici am stat ultimii 2 ani jumate. Și acum nu mai stau. Am ajuns, mai oameni buni, la aeroport. Acum să mă duc să mă îmbarchez. Dar am uitat să vă zic că Deni nu a apărut până acum, pentru că eu am mers cu soția lui Dudu, tovarășul ăsta meu, cu Lavi, eu am mers ca să fac o împuternicire, că ei vin să facem botezul lui Liam acum în martie și nu stau mult și nu apucă să-i facă certificat de naștere. Și eu am mers ca să fac împuternicire, să mai scoată nu știu ce foi, și Deni a fost plecat de dimineață la notar și la ce a fost pe acolo. Acasă, deja m-am schimbat, am fost o tură pe deal așa, aici doar mi-a fost să mă duc un pic așa eu ca nebunii, nu ca tare, ca nebunii așa, pe dealuri, pe alea. M-am apucat de modific un vlog, vlogul care va fi postat mâine și ce să zic, ne vedem în următorul video.